Salut și bine am găsit la un episod din sezonul asta de Mafia 2. Data trecută am finalizat capitolul 3, iar de data asta am rămas să finalizăm capitolul 4, dacă putem. Din câte știu, nici capitolul 4 nu-i chiar cine știe ce lung, dar totuși e destul de lung. Dar haideți să trecem la episod, să nu mai stăm la palavre, pentru că așa o să-l lungim și nu are rost. Am văzut că ultima dată v-a plăcut destul de mult de episodul din Mafia 2, așa încât am zis că voi mai posta și voi termina seria până la urmă. Tot la fel, dacă sunteți noi, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe în caz de sunteți noi și în caz de vă place ceea ce fac și vreți să apreciați munca pe care o depun în fiecare video, dați-vă acolo un subscribe. Trebuie să apăsați pe butonul. Trebuie să apăsați pe clopoțel, pentru că ăla e adevăratul buton de subscribe. Dacă nu aveți clopoțelul, e degeaba, pentru că YouTube-ul nu o să vă trimită nicio notificare în caz de postez eu un nou videoclip. Bun, haideți să vedem ce putem face. Jeez. Look at this. Didn't know Joe could even write. We got another job. Something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lockpicks. Am mai făcut eu ceva setări la partea video. Bine. Nu știu exact cât o să mă mai cer, pentru că știți că am mai spus și episodul trecut, am mai făcut ceva setări la partea video și audio. La audio e cam gata, deci n-am ce setări să mai fac, dar la partea video, cel puțin cu rezoluția, cu bitrate-ul, mă nebunește, e sub bun. Dați-mi o secundă să văd dacă filmez eu. Un minut. Sper să nu se audă nici jocul prea tare, dar nici eu să nu fiu dat prea tare. Bun, haideți să ne luăm... hainele noastre de sărăntoci. Leather jacket. Bun. Și acum... unde trebuie să mergem noi? Aici trebuie să mergem la... Freddy, ceva gun. Lockpicks. Bun, haideți să vedem. Beach prin spate. Pentru că va trebui să-mi iau ceva mașini dacă am. Da, am, pentru că am DLC-urile. Deci mă ajută foarte mult. Nu asta. Am trebuit să o iau pe asta. Repair. Hai să o iau pe asta. Tot pe asta. Dacă n-am alta. Asta e cea mai rapidă și cea mai ok mașină posibilă. De când am mai jucat Mafia 2, au trecut vreo 2 săptămâni, da, 2 săptămâni de când am mai jucat Mafia 2. Bă, până atunci va trebui și eu să mă duc să pun benzină la mașina asta. Până atunci voi pune o pauză ca să nu lungesc acest episod, pentru că nu are rost. De fiecare dată spun, nu are rost să lungim episodul, că nu e atât de interesant să vedeți cum pun eu benzină sau cum parcurg eu drumul. Deci, ne revedem. Haideți că am ajuns și eu aici. Să vedem ce trebuie să facem la capitolul 4. How you doing this afternoon? Hey, look who's here. Where the hell you been? Laying around in bed all day. Hey, I'm entitled to a little rest after that last job, don't you think? What can I get you, sir? Coffee. Take what he owes for now. Just for now. But when Alberto hears about this, the shit is gonna hit the fan. Believe you me. So, I heard you didn't score too big last night. Well, it wasn't exactly my fault. Shit happens. All right, come on, relax, fellas. It's a high-risk business. If you don't like it, you can always go break your back working for peanuts down at the docks. Sorry, Henry, I was just breaking balls, you know. So how about tonight? We still on for what we talked about yesterday? We'll see in a minute. That is too fucking much, too fucking many. I want my money! What? You think I'm running some kind of fucking charity here? Do it. Now! Who was that? Somebody you don't need to know right now. All right, listen up. There's a guy who owes the boss some money. He borrowed it to open some big jewelry store. He's not paying it back fast enough. We're gonna collect his payment tonight. In jewels. Plus, a little extra for our trouble. Joe, fill him in. The jewelry store's in the shopping mall in the middle of town. There's no guards at night. So all we gotta do is pick the lock and waltz right in. Sounds a little too simple. Because it is simple.
Why's everything gotta be so fucking complicated with you? Says the guy who can barely change a light bulb. Look, don't worry. I thought of everything. I got these phone company uniforms so we can pretend to be fixing something. Fair enough. Let's go. All right. We're gonna rob this fuck blind. All we gotta do is wait until dark. Să vedem mai târziu. Nu știu cum să mai văd dacă mai filmează. Bun. OBS-ul, ca de obicei, e ciudat rău. Deci te surprinde în orice moment. Bun, haide să intrăm în mașină. Am ceva lag pentru că e ceva normal, adică se încarcă jocul totuși. Yeah, it's a piece of work, ain't it? Give you a job? Yeah. I work some guys over. But it was small time crap. He shakes down these hard up dock workers just like he did my old man. Well, you didn't have to do it. It's not like he forced you to work for him, is it? My mother almost did. Quit whining and keep in touch with Derek. Trust me. He's got better jobs than shaking down wharf rats. Bun. Din câte am înțeles, trebuie să jefuim ceva un magazin de bijuterie. Da, cam așa ceva. Haideți să vedem ce se va întâmpla. Bun, haideți să-i dăm repede înainte. Sper să nu întâlnesc vreo poliție pe aici. Mașină de poliție, pentru că m-a ars. O amendă ceva. Nici aparent. Vreau să merg mai înainte. Asta pare a fi locul care ar trebui să-l jefuim. Așa. Am. Open the door. What the hell is this? Come on, boys. The cops will be here any minute. Move it! Brian fucking O'Neill? What the fuck is this? You crazy bastard, what the fuck are you doing? Barbaro, what the hell are you doing here, you fuck? You're a little late, Chief. There's nothing left here for you. Fuck off, Fatso. This is our heist. You want to get out of here in one piece, you'd better hand over everything you've got. Well, the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on fire. 1031 reported at the Westside Mall. Repeat, 1031. Burglary in progress. This is car 54. We're on it. And I suggest you get lost before the cops show up. Ah, fuck! Kiss my ass. Get the fuck out of here. Bun, hai că au venit și polițiștii. We gotta get the fuck out of here. What the hell are you waiting for? Get them, lads! Brian, what about the cops? Come on, let's get out of here! I'm trying! Shit! Să-mi iau pistolul. Hai că am muniție destulă. While I open his door. Keep those assholes off my back. Almost got it. One more, just a little longer. Come on, you piece of shit, open up. Okay, got it. We're out of here. Vito, come on. Hi. Freeze! Police! There's no way out! Tocmai la etajul, nu știu cât, să urcăm. Mă, câți polițiști. Fuck! Stai ultima. Shit, another dead end! Fuck. Ești ăsta. Să stau. O să încerc să le dau cu arma tocmai la cap. Acolo mor ușor. We gotta go this way, it's our only shot. Ah!
Repede, repede. Crazy, it's covered in ice. One slip and we're dead. We got no choice. I ain't going to the joint. Okay, I'm prins acolo. Două acolo. Vine careva? Come on. Bun. Man. Get your ass over here. You waiting for a formal fucking invitation? Over there! Shoot! Shit! Jesus, be careful. Almost lost it. Yeah. I think I just shit myself. Where'd they go? They must have gone this way, Sarge. Oh, fuck that. I don't get paid enough for this. This way. This should take us to the street. Să-mi iau arma înapoi. Aș un porumbel acolo. There's no way out. Hai careva? Nu. Dacă mai vin. Almost got it. Pull them off just a little longer. Okay, we're out of here. Feet up, come on. Henry's never gonna believe this. Stupid bastards. Let's go. One. Fuck off, copper. I didn't do nothing. What did the Irish my ass? Who the hell was that? Brian O'Neill, crazy Mick bastard. Not too bright. Usually works as hired muscle. Yeah, I didn't think he was the brains of the operation. Shit, the cops. Come on, get out of the light. Let's go. Come on, come on, come on. Don't worry. Give me a bag. I'll go ditch the goods. All right, pal. Meet you back home. Try not to get pinched on the way there. Dacă acum ne-a lăsat singur. $1000, ok. Și noi din punctul ăsta, fucking punctul ăsta, trebuie să ajungă fucking punctul ăsta. Hai să văd cum ajung eu. Fuck, nu. Puteai să spui, bă, că e polițist. No! Fucking nu. Te rog, nu. Să pe ăla, lasă-mi pe ăla. E pe derimile. Spargi geamul repede, repede. Suspect is about 6 feet tall, dark hair, medium build. Uite bă cum vin. 10-4. S-a zis cu mine. S-a zis cu mine. Haideți băieți să văd ce pot să fac. Fiind atâta poliție după mine, nu prea cred că pot să fac vreo ceva. Fuck. Hai, s-a zis cu mine dacă e. Am fi cea mai bună mașină. No, 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 no. Aici mă omoară. Which foot? Fuck. No. Bă, dar e greu. E fucking greu. Haideți să văd. Merg tu mai aici ca să mă vadă poliția.
O să pun o pauză, o mică pauză și o să revin, pentru că aici o să stau foarte, foarte mult. Băi, am reușit totuși să scap. M-am ascuns puțin după... Deci fix în locul ăla unde m-a lăsat, acolo m-am ascuns un pic mai în spate, pentru că au trecut vreo 2 sau 3 mașini de poliție. După am fugit, am luat o mașină, m-am dus direct să-mi schimb hainele. Mi-am luat un pachet din ăsta de haine la $42. Ok. Văd că trebuie să mergem în apartamentul lui Joe. Probabil aici se încheie și capitolul. Dar vedem acum. Închidem ușa că dacă vine poliția e nasol. Bun. Haideți să vedem. Cam încheie aici capitolul 4, da, capitolul 5. Bă, cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut. Din câte am văzut, e un capitol destul de scurt, capitolul 4, deci a fost un capitol de scurt. Rămâne să facem capitolul 5 în episodul viitor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like în caz sunteți noi și de subscribe. La fel dacă sunteți noi. Iar dacă vă place ceea ce fac, dacă apreciați munca pe care o depun în fiecare video, nu uitați să apăsați butonul de subscribe și clopoțelul, pentru că clopoțelul este adevăratul buton de subscribe. Bun, eu vă las aici, sper că v-a plăcut, vă repet, dacă v-a plăcut, tot la fel, like, și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa! Let's go. 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 Let's go